Stimați telespectatori, bună seara și bine ați venit la întâlnirea de mai devreme, așa cum se întâmplă în fiecare luni când ne întâlnim de la orele 18 la emisiunea Campus.pi. Vă propun să rămâneți alături de mine pentru că în seara aceasta vom afla cât de mult sau cât de puțin mai au satele și comunele buzoiene până vor ajunge la nivelul celor pe care le vedem în țările Europei de Vest. Am aflat săptămâna trecută că la Buzău s-a înființat cel de-al cincilea GAL, grupul de acțiune locală Valea Buzăului. Vă spun doar atât că activitatea acestui grup de acțiune locală va avea efecte directe în dezvoltarea comunităților locale. Mai multe despre GAL Valea Buzăului ne vor spune invitații mei din această seară, domnul Mircică Constantin, care este managerul GAL Valea Buzăului, bine ați venit, și domnul coordonator Dragomir Eusebiu Florin. Mă bucur să vă am alături de mine pe dumneavoastră, care sunteți cei mai în măsură să ne spuneți ce reprezintă în primul rând GAL-ul. Pentru a înțelege telespectatorii cu ce se ocupă, cum va influența dezvoltarea localităților. Vă ascult. Grupul de acțiune locală Valea Buzăului practic reprezintă o asociație neguvernamentală formată din reprezentanți ai societății civile, ai unor firme, persoane cu personalitate juridică și a 10 comunități. Sunt implicate ca și membrii în acest GAL 9 localități din județul Buzău și o localitate din județul Prahova. Aceste localități sunt Cislău, Viperești, Calvin, Cătina, Pătârlagele, Pănătău, Colți, Siriu, Gurateghi și Lapoș din județul Prahova. Să răspundem telespectatorilor de ce s-a ajuns și la Prahova. Deci este practic o asociație care nu ține cont de granițele județului. Dar nu ține cont de granițele județului, dar practic teritoriul este un teritoriu omogen. Localitatea Lapoș are graniță cu localitatea Cislău și o parte din localitatea Viperești. Deci acest teritoriu nu este fragmentat. Asta a fost o condiție pentru a fi eligibil grupul de acțiune locală pentru a primi finanțare, așa cum vom vedea pe parcursul emisiunii. Avem practic ca membru un singur oraș, este orașul Pătârlagele. Din păcate a rămas orașul Nehoiu în afara acestui teritoriu, de fapt este o enclavă Nehoiu, nu mai poate și n-a putut să se afilieze la un alt GAL. Condiția a fost ca 25% din populația, maxim 25% din populația GAL-ului, din teritoriul GAL-ului, să fie populație din mediul urban. Dacă ar fi intrat și Nehoiu, atunci ar fi depășit acest procent și GAL-ul de asemenea n-ar mai fi devenit eligibil și n-ar mai fi putut fi finanțat. Până am ajuns aici, normal că a trecut o perioadă de timp. Înainte a fost o măsura 4311, adică de instituționalizare a grupului de acțiune locală. Noi acum desfășurăm din 2012, practic este vorba despre măsura 4312 de funcționare a GAL-ului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că s-a semnat un contract de finanțare pe data de 11 ianuarie 2012, prin care GAL-ul derulează o anumită sumă de bani, atât pentru funcționare, 20% din total sumă, și restul sumei reprezintă bani pe anumite măsuri pe care le-am prevăzut în planul de dezvoltare locală de a se implementa proiecte în teritoriul GAL-ului, în aceste 10 comunități. Bun. Haideți să vedem cum stăteau lucrurile până acum din punct de vedere al finanțării și de ce este mai bine acum. De ce este mai bine ca aceste comunități să se grupeze într-un grup de acțiune locală?
Care este efectul din, efect din punct de vedere, în plan financiar asupra acestor localități? Pentru că știm foarte bine, până acum se făceau proiecte, mergea primarul sau reprezentanții comunității locale, participau pe scenarii de finanțare și diverse scenarii de finanțare și nu obțineau finanțare pentru a pune în practică proiectele pe care și le doreau. Știu eu, introducerea rețele de apă, rețele de gaz. Acum, de ce este mai bine? De ce este mai bine să se asocieze aceste comune într-un grup de acțiune locală? Practic, de ce este mai bine? Este mai bine din mai multe puncte de vedere. La nivel, și acum o pot face primarii, pot accesa proiecte la nivel național. O pot face și independent, chiar dacă fac parte din GAL. Cu siguranță. Numai că pe acest teritoriu, dacă vorbim de GAL Valea Buzăului, în județul Buzău sunt 5 GAL-uri. Nu toate comunele s-au asociat și au format astfel de grupuri de acțiune locală. Dar, revenind la întrebarea dumneavoastră, o pot face în continuare. Chiar dacă sunt membre în GAL, pot accesa proiecte la nivel național, numai că această axă, axa 4 lider, nu a fost inventată pentru România. Este implementată de mulți ani în Europa de Vest, undeva prin 91-92. Sunt niște principii vis-a-vis de axa lider, și anume s-a dorit să se pornească de jos în sus, nu de la centru, nu să se impună anumite măsuri și anumite tipuri de proiecte. De aceea prima etapă a fost de instituționalizare, adică galurile au trebuit să se asocieze, să devină personalitate juridică, să formeze un plan de dezvoltare locală. Avantajul este că pentru aceste administrații locale, dar nu numai, sunt mai multe măsuri, o să vorbim pe parcurs, au putut să depună, e adevărat, proiecte relativ mici, de câteva zeci de mii, poate chiar peste 100 de mii de euro, dar aveau șansa de a accesa aceste proiecte, de a le pune în practică și a dezvolta localitatea respectivă. În condițiile în care la nivel național concurența este foarte mare, au fost atâtea cazuri, se știe foarte bine, pe măsura 3-2-2, când foarte multe primării, cel puțin în județul Buzău, au cheltuit mulți bani pe consultanță, pe studii de fezabilitate, iar la selecție, la nivel național, nu au prins finanțare. Aici, cel puțin, există garanția că o anumită sumă de bani pentru GAL Valea Buzăului, spre exemplu, sunt 750.000 de euro pe această măsură 3-2-2. Primăriile au putut să implementeze și pot implementa, pentru că și anul viitor vom avea apel de lansare. Dați-mi voie să mă adresez și celuilalt invitat, domnul Dragomir. Deci ce trebuie să înțelegem noi? Că până acum comunitățile locale se băteau pe un buget stabilit la nivel național, da? Un buget pentru toate proiectele, iar acum vorbim despre un buget care este doar al grupului de acțiune Valea Buzăului. Deci, exact. 10 comune se bat pe un buget. Exact. Deci, cum zicea și colegul meu, dacă la nivel național exista un anumit buget și la un moment dat anumite proiecte eligibile și care aveau, de exemplu, un punctaj de 60 de puncte, puteau să nu prindă finanțare, deoarece banii se consumau la nivelul la 80 de puncte, la un proiect de 80 de puncte. Era ca la un examen cu candidați, exact, da? În momentul și acela, se tragea linie după ce se terminau banii. Exact. Și să, deși proiectul cu 60 de puncte poate fi considerat un proiect eligibil, pica pentru că erau proiecte mult mai bune decât acesta. Da, da. Bine, sunt anumite 80 de puncte. Sunt anumite criterii de selecție pentru fiecare măsură în parte. Dar vorbeam despre primari, deci primarii puteau să aibă surpriza, să aibă un proiect foarte bun, să plătească consultanță și sunt bani foarte... Discutăm și despre consultanță și, da, despre studiile de fezabilitate, dar proiect, am înțeles. Iată că emisiunea noastră are feedback, avem deja un telespectator care dorește să intre în direct. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și tuturor buzoienilor! Am o rugăminte pentru unul dintre invitații dumneavoastră care este măsură să răspundă. De exemplu, știu că există un termen limită pentru noi, ca țară,
pentru a termina cu introducerea apei, gazului și așa mai departe, a canalizării, din câte am auzit. La galul respectiv se poate adresa numai primăriile sau și o persoană fizică care trebuie să facă ceva anume? Și dacă da, o persoană fizică sau juridică, dacă da, dacă mi se impune mie să zic că eu sunt persoană juridică din Viperești și doresc să fac ceva din domeniul turismului, are vreo legătură? Mă pot ajuta mai bine decât în alte situații sau numai autoritățile locale pot acceda la fondurile respective? Bună întrebare. Mulțumesc. Da. Mulțumim și noi pentru întrebare. Vă răspund. Bună seara, la revedere. Deci mă numesc Dragomir, puteți să ne contactați www.galvaleabuzaului.ro sau e-mail gvaleabuzaului@yahoo.com. Întrebarea este foarte bună, poate n-am fost noi destul de clar de la început. Acest parteneriat public-privat, acest ONG, este un ONG constituit în baza ordonanței 26/2000, dar este puțin mai special deoarece are în componență și parteneri publici. Primăriile sau aceste autorități publice locale pot accesa măsura 322. Atât este destinat autorităților publice locale măsura 322. Ce este măsura 322? Haideți să înțeleagă toată lumea, că da, și eu îmi prind urechile. Habar n-am ce e măsura 322, 311. Și dezvoltarea economică a localităților are o denumire mai mai lungă. Haideți să... De fapt, primăriile pot accesa... Simplificăm. Da? Deci, ca să înțeleagă este o măsură lumea, la care pot apela doar primăriile. Aplica doar primăriile pentru infrastructură, renovări de cămine culturale, așezăminte, cum să le spun, culturale de cult, da. Și sociale. Deci și pot sociale. Înființa cantine sau azile de bătrâni. Dar, cum vă spuneam, teritoriul este foarte mare, 10 localități. Avem 1110 km pătrați, să spunem așa, și 36.000 de locuitori aproximativ. Deci, sunt măsuri, de exemplu, avem măsurile 111, care înseamnă formare profesională și diseminare de informații. Aici pot aplica SRL-uri sau asociații, ONG-uri, care au ca obiect de activitate formare profesională. Deci pot veni și depune proiecte pentru... proiectul de fapt... o informare asupra unui grup țintă, deci stabilesc ei și așa mai departe. Există măsura 121, modernizarea exploatației agricole. La această măsură pot veni fermierii sau acele persoane care au o anumită dimensiune economică a fermei respective, adică anumite terenuri agricole, livezi, știu eu, pășuni, un anumit număr de animale, să fie înregistrat la APIA, să aibă un RO, deci să fie registrat ca fermier la APIA, și atunci poate aplica această măsură la noi în GAL. Spre deosebire de măsura 141 sau măsura 112 instalat în lor fermier și 141 ajutorul fermierilor de subsistență, acele erau măsuri 100% finanțate, deci nu potențialul beneficiar nu trebuia să cofinanțeze cu nimic. Această măsură 121 este cu finanțare 50%. Deci, ce poate să facă cineva cu care vrea să acceseze această măsură? Poate să modernizeze ferma. Să-și mai construiască, știu eu, grajduri, să-și mai cumpere animale, să-și cumpere un tractor sau un... Vorbim de fermieri. Deci, unul, doi, unul mai fermieri. Am înțeles. Aplic. Bun. Haideți să ajungem și la persoanele fizice la care s-a referit telespectatorul nostru. Deci o persoană, nu știu, un sătean din una dintre cele 10 localități care alcătuiesc acest gal, pot veni la dumneavoastră sau, mă rog, poate știu eu să creioneze un proiect și să vină la dumneavoastră să-l reprezentați un scenariu așa și să-l reprezentați în așa măsură încât omul să câștige finanțare pe proiectul lui. Da? Deci poate veni la noi la sediu, da. Este la etajul primăriei Cizău
și în funcție de ce dorește potențialul beneficiar, noi putem să-l ajutăm, să-l îndrumăm spre un consultant ca să poată să-i scrie proiectul. O să vă rog frumos să le lăsați și numerele de mobil la care să vă contacteze, că probabil pentru mulți dintre tânși este mai ușor să vă contacteze, da, să răspund în continuare pe un mobil. La întrebare, da. Mai există în cadrul GAL-ului măsura 312 înființarea de micro-întreprinderi. Aici poate accesa și dumnealui, dar depinde în ce domeniu vrea să aplice. Dacă vrea în domeniul agricol, deci avem măsura 121 deocamdată, iar măsura 312 poate să înființeze orice activitate productivă și de servicii, dar non-agricol. Deci nu pe partea de agricultură. Mai avem măsura 313, care înseamnă activități turistice, înființare de agropensiuni sau pensiuni turistice. Mai sunt câteva componente în măsura 313, promovare turistică, agrement. La fel se poate accesa de către persoane fizice, care ulterior vor... Agroturism, da. pensiuni turistice, da. Promovare turistică, deci pot face, sau agrement. Deci pot face un ștrand, în sfârșit, sunt mai multe... Ca persoană fizică. Deci haideți să le luăm din nou. Dar deci, are obligația înainte de a semna contractul, deci nu se semnează la noi la GAL, se va semna la Constanța, la centru regional. Așa, există un circuit, ca să înțeleagă toți telespectatorii. Așa, haideți să vorbim despre acest proiectul. Deci ce face omul? Vine la dumneavoastră, poate el... Primește prima consultanță. Noi vedem ce vrea să facă potențialul beneficiar, în ce domeniu. Mai departe, direcționăm către un consultant, avem mai mulți consultanți care lucrăm, care au venit să ne ajute, de fapt că, ca să fac o paranteză, în prima sesiune când am deschis, prima sesiune de proiecte, nu aveam un consultant ca să scrie proiecte. Au venit foarte mulți potențial beneficiari, pe mai multe măsuri, și nu aveam cine să le scrie. Deci nu era cineva care să le scrie proiect. Deci nu ne-am confruntat cu această problemă. Bun. Domnul Dragomir, eu, dacă vin la dumneavoastră doar cu mâna în buzunar și cu dorința de a face o afacere, dumneavoastră îmi dați un consultant, adică vedeți ce abilități am eu, ce aș vrea, ce am nevoie și de bani? Trebuie să intru în afacerea asta neapărat cu o sumă de bani? Prima dată, deci așa sunt toate proiectele europene. La un moment dat este nevoie măsurile unde există cofinanțare. Trebuie să am și eu un buget, da? Deci vin, am un buget și nu știu ce să fac cu el. Vin la dumneavoastră, da? Să demonstrați că în ziua depunerii proiectului trebuie să existe un extras de la bancă în care se vede, adică se poate vedea cofinanțarea. Adică dumneavoastră să aveți bani de cofinanțare. Condiția este să vreau să dezvolt o afacere, nu știu care, da? Să am un buget și să vin la dumneavoastră, exact, pentru că mă vor ajuta consultanții dumneavoastră, da? Exact. Deci mă las pe mâna dumneavoastră și totul va fi bine. Și proiectul va fi ok. Bun, presupun că pe cei mai mulți dintre telespectatorii noștri interesează chestiunea asta, cum pot ei ca persoană fizică să dezvolte pentru că primăriile sunt mult mai orientate pe treaba asta. Da, și au și specialiști, un număr de specialiști, dar poate, deci poate accesa ca persoană fizică, dar în momentul semnării contractului la Constanța trebuie să transforme în cel puțin un PFA. Persoană fizică autorizată. Da. Așa este și la măsura 313, la înființare de agropensiuni, și la 312. Avem o altă întrebare de la un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara din nou, tot eu am revenit, îmi cer scuze. Nu aveți de ce, emisiunea este pentru dumneavoastră, toți cu telespectatorii dumneavoastră. Vă rog. Întâmpinarea mea cu situația aceasta, să spune că eu nu am niciun ban. Bun. Ne-am ascuns, domnul. Cu toate că am înțeles că există totuși o situație în care poate fi 100% și cu banii rambursabili. Alte măsuri. Mai am o chestiune. Dacă eu am o livadă, domnul Dragomir, domnul Dragomir Eusebiu. Al patrulea an de când am pus pomii, o suprafață destul de mare și vreau să îmbunătățesc. Vreau eventual să extind, că mai am teren și nu mai am bani să mai pun pomii. Pot veni cu această situație și să includ în proiect. Am tot un preșmuit cu gar, cu toate cele. Pot să particip cu deja pomii plantați, cu situația cam terenul, împrejmuit, toate în regulă. Pentru că în momentul ăsta nu mai am bani.
dar m-ar interesa să îmbunătățesc. Să folosesc anumite herbicide sau mă rog. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Deci se poate considera ca o investiție deja făcută, ca un buget exact, deja investit, exact. Faptul că omul deja are o livadă în care, iată, a investit bani, da? Da, problema asta a fost ridicată de foarte mulți potențial beneficiari care au venit și la sediul GAL-ului. Nu numai pentru o fermă sau pentru, cum spunea domnul din Vipereș, care avea o livadă înainte, spunea că ar fi dorit sau ar dori o agropensiune. Pentru că această cofinanțare nu poate fi în natură. Deci e clar, cofinanțarea trebuie să fie cu din suma totală eligibilă o anumită parte. De exemplu, pentru modernizarea, așa cum a spus și colegul meu, pentru modernizarea fermelor agricole, 50%. 50% înseamnă banii europeni, 50% înseamnă partea privată, contribuția ta. Personală, da. Dacă ai sub 40 de ani, atunci 60% înseamnă fonduri europene, 40% înseamnă cofinanțare privată. Nu se iau în calcul investițiile făcute anterior, pentru că toate cheltuielile trebuie demonstrate în perioada implementării proiectului, cu excepția unor realizări de studii de fezabilitate și a unei părți din consultanță. Pentru pensiunile agroturistice este măsura în vigoare, măsura 313, dezvoltarea turismului rural. Aici, ce înseamnă o agropensiune, spre deosebire de o pensiune turistică? O agropensiune este acea construcție unde întâlnim maxim 8 camere. Beneficiarul respectiv poate să-l depună proiectul atunci când este ca persoană fizică, dar până la semnarea contractului, mă repet, așa cum a spus și colegul meu, trebuie să se autorizeze, cel puțin să fie persoană fizică autorizată. Trebuie să aibă domiciliul în comuna respectivă și să desfășoare o activitate agricolă. Aici cofinanțarea este de doar 15%. În schimb, la pensiunile turistice, cofinanțarea este de 50%. De exemplu, un cetățean din orașul Buzău dorește să facă o agropensiune, ar trebui să-și mute domiciliul într-o comună în teritoriul GAL Valea Buzăului, să-și cumpere un teren sau să-l concesioneze sau să-l obțină printre donație de minim 10 ani și terenul să fie intravilan, minim 1000 de metri pătrați și să facă dovada că ar putea să suporte minim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru că sunt și cheltuieli neeligibile. TVA-ul, de exemplu, este o cheltuială neeligibilă, se poate recupera ulterior. Dar și alte cheltuieli pentru avize și așa mai departe, unele pot fi recuperate, altele nu. De aceea, pentru domnul din Viperești, dacă are ferma respectivă și este înregistrat ca fermă la APIA, în Pătârlagele, poate să modernizeze această fermă, dar, repet, dacă are peste 40 de ani, înseamnă 50% cofinanțare privată, dacă are sub 40 de ani, înseamnă doar 40%. 40% e o sumă mare. Să știți că nu, cel puțin, noi am lansat până acum 4 apeluri de selecție. Nu există, nu e o măsură atractivă. Măsurile atractive au fost într-adevăr 3-2-2, adică primăriile au accesat astfel de proiecte, mai ales că este o finanțare de 100%, cofinanțarea primăriei practic este zero. Măsura 111, de asemenea, au fost foarte multe proiecte depuse pe formare profesională și măsura 312, aceste activități non-agricole, unde cofinanțarea este de 30%. Avem semnale că și pe această măsură 313 vom lansa și în 2014, chiar dacă exercițiul bugetar s-a încheiat, galurile vor continua să funcționeze și vor lansa apeluri de selecție și noi vom lansa cel puțin 2 apeluri de selecție pentru măsurile unde nu s-au cheltuit bani. Dar personal, apropo, cred ce că se întâmplă cu banii care nu sunt cheltuiți? Deci, vă punem bugetul la dispoziție pentru o perioadă de 4 ani, da? Bun, dacă banii aceștia nu se cheltuiesc, se întâmplă cu ei? Se duc la alte galuri? Nu, se întorc la Uniunea Europeană. Am înțeles. Deci, sau se vor redistribui, cum s-au făcut la nivel național, anumite măsuri care nu au mers,
au rămas cu bani, s-au redistribuit la măsurile care au fost foarte solicitate. Și aș vrea să mai completez pentru domnul... Să-i mulțumim și telespectatorului pentru intervenție. Dar vreau să-i mai dau o variantă, domnul Lanu Perești. Vă rog. Dacă nu sunt bani, se pot accesa acele împrumuturi de la anumite bănci care au... Sunt bănci agreate cu care lucrează galurile? Nu galurile, sunt bănci care agrează fondurile europene. Deci pot apela la o bancă, chiar BRD-o, știu că poate n-am voie să zic așa, știu, mai multe bănci care au fonduri pentru sau împrumuturi pentru fonduri europene, dar va trebui să gireze cu investiția respectivă, deci trebuie să aibă o garanție și banca în momentul când va accesa acești bani și în sfârșit, e o alternativă la care nu orice om vrea să apeleze. Deci ar fi ultima variantă pentru, nu știu de ce, dar până acum n-a venit nimeni cu un împrumut, dar cei care au avut bani pentru cofinanțare au venit și au depus proiecte. Practic, de cât timp s-a înființat Galul? Am înțeles, partea asta de organizare, de înființare la judecătorie, de agreere de către Uniunea Europeană a durat aproape 4 ani, nu? Din 2009 ați început, dacă nu mă înșel. Da, practic au fost 2 etape. Măsura 4.3.1.1, instituționalizarea galurilor. În acea perioadă, practic, galurile au devenit persoane juridice și și-au creat și au format un plan de dezvoltare locală pornind de la necesitățile din fiecare teritoriu, după care a urmat măsura 4.3.1.2, funcționarea galurilor, așa cum suntem noi acum, începând cu 11 ianuarie 2012, funcționăm în această etapă. Apropo de banii pe care nu o să putem să-i folosim, noi am avut un plan de dezvoltare locală inițial, cu un plan de finanțare pe anumite măsuri. Am prevăzut anumite sume de bani, dar că am văzut că am lansat primul apel, al doilea apel, al treilea apel de selecție proiecte și n-a venit nimeni pe măsura respectivă sau pe nimeni măsurile respective. Cui s-a potențial beneficiar, de exemplu, adică măsura 142, înființarea grupurilor de producători. Nu a depus nimeni niciun proiect. Grupurilor de producători. Grupuri. Nu se înființaseră aceste grupuri de producători. Noi am introdus această măsură cu speranța că între timp se vor înființa aceste grupuri de producători și vor putea să acceseze finanțare pentru dezvoltarea afacerilor, mai ales că pe această măsură finanțarea era de 100%, nu trebuia să vină cu nicio cofinanțare. Din nefericire, a existat doar un singur grup de producători, dar nefuncțional, și de aceea am solicitat la minister, e o întreagă procedură, nu pot să spun cu că ce se ocupa grupul acesta, ca să înțelegem. În agricultură, grup de producători, în diferite activități agricole sau silvice puteau fi. Și atunci am direcționat banii ăștia către măsuri mai atractive. Aceste măsuri atractive, repet, au fost cele pe 3.2.2, unde administrațiile locale au solicitat și au depus destul de multe proiecte. La fel, măsura 3.1.2, aceste firme ce se pot dezvolta pe activități non-agricole, și de asemenea pe măsura 3.1.3, activitățile turistice. Am redirecționat de la măsura 142, repet, toată suma care am avut-o noi alocată, am avut 150.000 de euro și de la alte măsuri, avem și măsura 421, este o măsură de cooperare care se adesează direct galurilor. Probabil că vom mai face o astfel de redirecționare dacă ministerul ne va permite, pentru că, repet, asta și urma să vă întreb. Atunci când redirecționați acești bani, vă consultați cu comunitățile locale sau e o decizie pe care o luați dumneavoastră, șefii galului, sau trebuie să fie de acord și Ministerul Dezvoltării sau chiar finanțatorul în speță Uniunea Europeană? Această modificare pornește de la nivelul galului, de la nivelul membrilor Asociației GAL Valea Buzăului, pe baza unor justificări. Justificările sunt legate de faptul că
pe aceste măsuri n-au fost depuse proiecte, sunt solicitări pe alte măsuri și atunci trebuie să direcționăm banii ăștia. Că altfel, așa cum spunea și colegul meu, dacă nu se cheltuiesc banii respectiv, se vor întoarce la Uniunea Europeană. Noi nu dorim. Noi dorim ca toată suma să fie cheltuită și oricum nu este o sumă extraordinar de mare, înseamnă undeva la 2.800.000 cu partea de funcționare a GAL-ului. Nu sunt sume extraordinar de mari și de aceea dorim să fie cheltuite toate sumele respective. De succesul acestei etape depinde viitorul în galurilor în următorul exercițiu bugetar. Pentru că dacă deocamdată pentru axa 4 lider s-a alocat doar 2,5% din axa 4 lider reprezintă această axă din care funcționează și galurile, practic. Sunt mai multe axe în Planul Național de Dezvoltare Rurală. Axa 1, cu ce s-a discutat până acum cu activitățile agricole, axa 2, axa 3 și axa 4. Noi aici funcționăm în cadrul axei 4 și pentru asta axa 4 lider s-a alocat doar 2,5% din totalul sumei alocată pentru dezvoltare rurală. Începând cu exercițiul financiar următor, 2014-2020, suma practic pentru axa lider se va dubla. Și asta spun... Se va dubla necondiționat? Minim, Uniunea Europeană spune lucrul ăsta. Deci minim 5% din fondurile FADR vor merge către axa 4, către... Dar nu trebuie galurile. Să îndepliniți o serie de condiții ca să se dupleze. Galurile sunt 163 de galuri la nivel național. Așa. Cred că mai puțin de jumătate vor dispărea, mai puțin de jumătate nu au accesat niciun proiect, n-au contractat. Deci este o luptă pe viață și pe moarte pentru a demonstra că sunt... Evident, sunt niște indicatori pe care trebuie să-i îndeplinim. Noi că dorim sunt eficiente, deci trebuie să-și demonstreze eficiența pentru a putea funcționa în continuare pe piață. Da. Bun, vă propun să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi să revenim la discuția noastră, care personal mi se pare extrem de interesantă. După o scurtă pauză publicitară ne revedem din nou, stimați telespectatori.